Bătălia de la Vaslui, un exemplu de bărbăție pentru militarii moderni. La Muzeul Național de Istorie au fost proiectate 5 filme care demonstrează generației tinere de militari exemplele de eroism ale ustașilor moldoveni. Filmele ilustrează bătălia legendară de la Vaslui, pentru care a intrat în istorie Ștefan cel Mare ca un strateg neîntrecut. Totodată, imaginile vorbesc despre eroismul moldovenilor în lupta cu invadatorii, o lecție care trebuie preluată, susțin organizatorii, dar și vizitatorii. Încercăm prin niște filmulețe promoționale să-l readucem pe Ștefan cel Mare așa cum a fost în istorie, să aducem tacticile lui de lupte, să reamintim despre rolul lui în istoria nu numai țării noastre, dar în istoria universală. O bătălie care de la Vaslui care s-a terminat, s-a finisat cu victoria lui Ștefan cel Mare. Azi aici cu familia mea pentru a spune că Ștefan cel Mare a fost domnitorul nostru și a luptat împotriva turcilor. În filmulețele proiectate se pune accent și pe perpetuarea tradițiilor militare. Prin acest eveniment ne dorim să promovăm valorile istorice, să promovăm tradițiile strămoșești, dar și să educăm tineretul în spiritul dragostei față de patrie. Marcarea acestui eveniment istoric este obligațiunea noastră, celor care astăzi suntem moștenim țara lui Ștefan cel Mare, trăim în această țară și este important să ne aducem aminte de marile victorii și marile momente ale istoriei noastre naționale. Pentru noi, pentru studenți, această colaborare este foarte importantă, deoarece noi valorificăm și punem baza acelor valori, tradiții militare, patriotice pentru oricare student. Victoria purtată de Ștefan cel Mare la Vaslui a fost apreciată de Papa Sixt al IV-lea, care l-a felicitat pe domnitor în pofida faptului că relațiile între ortodoxi și catolici erau tensionate la acea vreme.